apăsați, guys, chiar acum butonul de like dacă vreți să vedeți cum arată Brawler-ul. Chiar acum să apăsați butonașul ăla mic de like. Nu uita că dacă vrei să apari pe ecran în următorul meu episod, trebuie să lași un like, să te abonezi, să activezi clopoțelul bip, să ți se trimite toate notificările și să scrii în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu, cuvântul frăția, respectiv în 6 comentarii. Salut, frați și surori, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un episod foarte, foarte tare, guys, în care aș vrea să vă anunț în mod oficial, avem un nou leak pe Brawl Stars, un brawler pe care toată lumea o să poată să-l aibă dacă are puțin noroc, pentru că este un brawler rar. Însă trebuie să începem să vă prezint brawler și toate leak-urile noi de pe Brawl Stars. Aș vrea să anunț abonatul episodului, care este Alexandru Varga, care a scris un comentariu literă cu literă, respectiv o singură literă pe comentariu, cuvântul frăția, lucru pe care trebuie să-l faci și tu dacă vrei să apară în următorul meu videoclip, guys. Astăzi suntem pe Brawl Stars, guys, și avem un mare, mare anunț. Înainte să începem, aș vrea să dau un match, guys, ca să vă spun care este treaba cu anunțul ăsta. Bă, guys, este un leak, da? Este un leak pe Brawl Stars în legătură cu un brawler care are o poveste foarte, foarte creepy. Și totodată, guys, un lucru care mă bucură maxim este că nu e un leak gen postat de, să zicem, nu știu cine, nu e un leak nu știu cum. E un leak care vine de la echipa care a licuit și Brawl Pass-ul, care, dacă nu știa, se lansează luna asta. Brawl Pass-ul din Brawl Stars, după cum știți, cei de la Supercell au făcut odată Battle Pass pentru Clash Royale, Battle Pass pentru Clash of Clans și desigur că urmează și un Battle Pass pentru Brawl Stars. Adică, guys, e foarte, foarte tare informația. Și totodată, guys, lucru care mi se pare genial este că nu avem un leak, să zicem, avem o poză desenată de cineva sau ceva de genul un Photoshop, nu, băieții. Avem o poză cu acel brawler în meniul de brawler modelat 3D, guys. Adică este totul oficial, totul pe față, nu avem nimic ce să ascundem. Ideea este, guys, că este unul dintre cele mai solide leak-uri, după cum am spus. Este vorba de un brawler numit Slendy. Apăsați, guys, chiar acum, stați puțin, că am aici o treabă cu băiatul ăsta. Apăsați, guys, chiar acum butonul de like. Opa, ah, dacă vreți să vedeți cum arată brawler-ul, chiar acum să apăsați butonașul ăla mic de like. L-ați apăsat, poc, a apărut pe ecran brawler-ul. Din păcate, guys, după cum am zis, cred că asta v-am zis și când am liquid Brawl Pass-ul. Această echipă este una din Rusia și, din fericire, avem o comunitate de ruși care vorbesc engleză sau o comunitate de engleși care vorbesc ruși, care ne-au tradus și nouă, foarte, foarte șmecher, ne-au tradus aceste leak-uri. Păi, este un brawler rar, cred că îți va da și voi seama totodată că este un brawler rar datorită faptului că are linia aia așa verde care sugerează faptul că este un brawler rar. Se numește Slendy și totodată sub el zice Hunter, adică este un vânător. Bă, cred că e... Deci vă las așa, zicem, 5 secunde să-mi spuneți cu ce brawler să seamănă băiatul ăsta. Este vorba de brawler Slenderman. Adică știți Slenderman, dacă știți, este o poveste cu Slenderman, așa, 1-2 scurt. Când eram eu mai mic, de exemplu, 2016-2015, era la modă un Slenderman, anume Slenderman. Ok, nu era numai la modă, s-a făcut și film, adică este un personaj ficțional, cum sunt toate caracterele, cum e El Primo, că e un wrestler, gen, este un personaj ficțional foarte, foarte popular. Totodată, guys, nu zic că nu este adevărat, dar nu e adevărat, gen, care e povestea cu Slendermanul ăsta? Păi băiatul ăsta are, e foarte înalt, cum nu văd că este aici, are fața așa, are, n-are ochi, n-are față, n-are nimic, este îmbrăcat la costum, te întâlnești cu el în pădure și te-a omorât, nu mai ai ce să faci. Însă, datorită, să spunem așa, faptului că mai multă lume a recunoscut leak-ul, avem și statisticile lui. Ați auzit foarte, foarte bine, guys. Acest brawler nu vine doar cu faptul că e un brawler nou, ci totodată avem și statisticile lui. Înainte, vreau să vă spun, guys, vreau să prețiez o chestie. Este o asemănare, după cum am spus, cu faimosul Slenderman. Însă oamenii, guys, spun că știu de foarte, foarte mult timp. În comentarii de la această poză, foarte mulți oameni recunosc brawler-ul. Tocmai de aceea am reușit să dăm și de niște statistici. Viața lui este 3300. Și totodată, bă, chestiile astea nu sunt oficiale cu statisticile. Adică, ok, am avut poza, poza oficială din meniul Brawl Stars cu brawlerii cu ăsta modelat 3D. Însă, în poză nu au apărut și statisticile, guys. Tocmai de aceea nu pot să dau... Să zic că aceste statistici o să fie 100%, însă sunt foarte, foarte credibile și totodată aș vrea să vă explic și atacul lui. Are viața de 3300. Atacul lui, din câte citesc eu aici, este de 1100. Să vă întreb așa, 1100, bă, ce știe povestea cu Slenderman? Cred că știe cum dă băiatul ăsta 1100. După cum a zis, Slenderman e cu tentacole și cu chestiile astea. Hai da, mă, vino, mă, că erai șmecherea mea.
Mamă, 19 cum am rămas, ok. Ideea e că Slenderman atacă ca și în viața reală cu niște tentacule. Adică el are o tentaculă și totodată, guys, un lucru care mi s-a părut foarte, foarte wow. Spun băieții ăștia în comentarii și spune și bă, echipa de leak-uri care a reușit să ne dea poză cu Brawler. Datorită faptului că atacul băiatul ăsta, deci o să te peznească așa cu o tentacule, gen care iese din mâna lui. Ideea e că tentacule o să-ți dea și un 0,23 secunde stun, adică o să te oprească, puțin o să te încetinească. Tocmai de aceea și el va avea 3 de-astea, 3 linii de încărcat, gen să spunem așa, 3 linii de atac. Însă o să se încarce mult, mult mai greu datorită faptului, ok, nu mult mai greu, să zicem cu o secundă mai greu din toată, să se încarce cu o secundă mai greu datorită faptului că atacul este ceva mai evoluat. Adică nu numai dai damage și să zicem ăla cumva poate să fugă, în momentul în care l-ai prins, l-ai și oprit puțin. Din câte am auzit, Brawlerul nu este unul foarte, foarte rapid și na, mi se pare, nu știu că am... Opa, stați. Ho. Vino aici, padre. Bun. Am câștigat? Bun. Ok. Ok, guys, o să revin la Brawler după ce dăm meciul ăsta. Bă, e foarte, foarte șmecher. O să vă zic și superul. Deci, guys, până termin eu meciul ăsta. Bă, dacă v-ați gândit la Slenderman sau la chestiile astea, gândiți-vă, deci, superul are, dă foarte mult, deci dă 2540 damage, însă, vreau, sau... 2450 de mezul 2540. Vreau să scrieți în comentarii care credeți că este superul. Ce face băiatul ăsta în super? Până termin eu aici meciul ăsta, vreau să scrieți în comentarii, o să aveți timp să scrieți până termin eu șmecheria asta. Ok, ăla a murit în zonă, nu știu cum. Ok. Hai să vă zic, guys. Deci, superul de la Slendy, brawlerul ăsta, și totodată după asta o să vă dau o veste puțin mai proastă, este... merge în spatele caracterului și da așa un damage cu ambele tentacule. Adică, fix ce ar face Slenderman în viața reală. V-am zis că este un personaj fictiv. Cel mai probabil n-o să zică ceva de Slenderman în descrierea lui sau ceva. O să fie numai Slendy, cum ați auzit, S-L-E-N-D-Y, cum este și Sandy, însă mai punem un L. Deci, după cum am zis, guys, se va duce în spatele tău, se va teleporta în spatele tău, în spatele cu brawlerul cu care se bate, deci cel mai apropiat. Totodată, chestia asta mi se pare și foarte greu de manageriat în spatele cui se va duce, știi, și cum o să meargă toată chestia asta. Se va duce în spatele băiatului cu care se bate și îi va da un hit de 2540 ca după să-l distrugă cu 3 hituri de 1100, 2540 cu 3300, ar veni undeva la 5840, oh, nu, 450 de 5700. Deci dacă prinzi un atac cu Slendy în level 1, foarte, foarte mare atenție, adică acum ce vorbesc eu este de level 1 toate astea cu 1100 cu toate astea. Deci, mamă, dacă ai prinde level 1, ai dat 5000, ai putea să dobori un bull aproape. Cred că bull are 5000 și ceva viață. Deci dacă ai prinde un damage în level 1, ai putea să dobori un bull, care și el să fie de level 1. Mi se pare foarte, foarte wow. Iar acum, guys, vine marea, să spunem așa, veste proastă, pe care să zicem că mulți o așteptați vestea asta, nu știați că o să fie așa de proastă. Nu se știe data de lansare. De obicei, guys, toate leak-urile care sunt făcute pe un anumit joc, mai ales pe Brawl Stars, unde nu sunt câte leak-uri, 300.000 de leak-uri, de să mă băieții, oamenii au 500 de brawler în fișele jocului și numai 20 joc, nu. Leak-urile, tocmai de aceasta așa de entuziasmat, pentru că leak-urile pe jocul ăsta apar foarte, foarte rar. Și tocmai din cauza acestui fapt, s-ar putea, nu este sigur, ca acest brawler să se lanseze 80% în luna asta aprilie, adică în câteva săptămâni, sau 20% în luna mai, pentru că eu nu cred că în luna iunie o să mai stea frații de la Brawl Stars să... Așa, nu o să mai stea frații de la Brawl Stars să mai pună brawlerul ăsta în luna iunie. Și tocmai de aceea cred și eu chestia asta. Vă mai dau o dată, guys, aici poza cu el, ca să înțelegeți care este treaba. Este un brawler rar și totodată aș vrea să-mi spuneți la comentarii dacă voi ați vrea să-l aveți. Bă, nu știu, Sandy asta cred că este super rar și eu și tovarășii mei am luat-o foarte, foarte ușor. Deci spuneți că brawlerul ăla rar o să stea foarte, foarte ușor. Nu știu care o să fie povestea, pentru că știți că ultimii brawler, nu, MZ ăia, MZ și BB au venit din retropuri. Poate, asta e doar o speculație de-a mea, nu este nimic oficial. Eu cred că ar fi mai șmecher să se bage un fel de event și ăștia să vină de nu știu unde. În fine, guys, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episoade noi. Hai, salut!